Trăim vremuri extraordinare în istoria umanității. Dumnezeu este pe cale să facă ceva uimitor. Biserica crește în modul în care n-a crescut niciodată, iar oamenii vin la Hristos. Noi biserii sunt deschise peste tot în lume. Vedem una din cele mai mari treziri spirituale pe care Biserica le-a experimentat vreodată. Dumnezeu lucrează în această generație într-un mod extraordinar. Acum poate-ți vine să spui, hei, dar eu nu văd nicio trezire aici unde sunt. Dă-mi voie să spun unde are loc o trezire. Acolo unde biserica așează rugăciunea pe primul loc și începe să-l caute pe Dumnezeu mai presus de orice lucru, acolo are loc o trezire și înviorarea bisericii. Îmi aduc aminte că acum mai mulți ani am predicat pe stadion în Etiopia iar în tot acest timp Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. Stadionul era plin de oameni, iar aceștia veneau la Hristos. Dar știți ce s-a întâmplat acolo? Au fost 200 de bărbați care se rugau la fiecare 30 de minute. Apoi alți 200 de bărbați le luau locul și începeau să se roage. Apoi se întâmpla același lucru. Timp de două ore pe toată perioada evangelizării au fost aproximativ 800 de bărbați care s-au rugat, iar Dumnezeu a lucrat pentru că rugăciunea a fost prioritatea bisericii. Apoi am fost în România, unde am predicat înainte de Revoluție, atunci când creștinii erau prigoniți. Dar în mijlocul suferinței bisericii a avut loc o mare trezire. Acolo se aflau 100 de bărbați și 100 de femei care s-au rugat pe tot parcursul serviciului divin. Pentru biserica din România rugăciunea a fost prioritară. Același lucru l-a spus și Domnul Iisus ucenicilor în Luca 24, versetul 49 așteptați în Ierusalim promisiunea Tatălui Ceresc. El a spus să meargă și să predice vestea bună a pocăinței și a iertării de păcat, dar apoi le-a spus așteptați în Ierusalim. Faptele apostolilor capitolul 1 vorbește despre biserica primară că așteptând cu o inimă și cu un suflet în Ierusalim într-o întâlnire de rugăciune. Apoi Petru s-a ridicat înaintea norodului, a predicat iar 3000 de oameni s-au întors la Hristos. În Fapte capitolul 3 îl vedem pe Petru și pe Ioan mergând la o întâlnire de rugăciune, iar în Fapte 4 biserica se roagă din nou. Și vei găsi pe tot parcursul cărții fapte aceste întâlniri de rugăciune. Rugăciunea era o prioritate în biserica primară. Iar iar astăzi, acolo unde rugăciunea este o prioritate, Dumnezeu este la lucru. Așadar, te încurajez ca acolo unde te afli în biserică sau în comunitatea largă de credincioși să cauți fața lui Dumnezeu și să privești ceea ce va face Dumnezeu. Fă din rugăciune prioritatea vieții tale în mijlocul prietenilor și bisericii tale.